Un tragic eveniment rutier s-a produs astăzi pe raza localității Medieșu Aurit. O minoră a fost lovită mortal de mașina condusă de o femeie din comună. Fetița elevă la școala gimnazială Medieșu Aurit s-a angajat în traversarea neregulamentară a străzii prin loc nepermis și fără să se asigure, fiind lovită de autoturismul condus de o tânără de 26 de ani. La fața locului s-au deplasat un echipaj al serviciului de ambulanță județean Satu Mare, polițiștii rutieri și criminaliști. Medicii ajunși la accident n au mai putut face nimic pentru salvarea fetiței decât să constate decesul acesteia. Cadavrul minore a fost transportat la morga Spitalului Județean Satul Mare în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cu exactitate a cauzelor care au dus la decesul acesteia. Șoferița este cercetată acum pentru ucidere din culpă.